Proiectul de lege care prevede plafonarea plăților în numerar și limitarea comisioanelor interbancare la tranzacțiile prin carduri a fost aprobat de guvern și transmis Parlamentului spre adoptare. Ministerul Finanțelor a elaborat un proiect prin care vor fi limitate comisioanele interbancare la 0,2% pentru cardurile de debit și 0,3% pentru cele de credit, după ce la finele lunii ianuarie măsurile au fost propuse într-un proiect de ordonanță de urgență. Instituțiile emitente nu pot aplica instituțiilor acceptante comisioane interbancare mai mari de 0,2% din valoarea fiecărei operațiuni efectuate prin utilizarea cardurilor de debit, respectiv comisioane interbancare mai mari de 0,3% din valoarea fiecărei operațiuni efectuate pentru utilizarea cardurilor de credit, se precizează în proiectul de lege. Acordurile dintre instituțiile acceptante și beneficiarii plăților vor conține informații detaliate referitoare la valoarea comisioanelor pentru serviciile prestate acestora, a comisioanelor interbancare, precum și a comisioanelor suplimentare aplicate în funcție de marca și categoria respectivelor carduri de plată. Nerespectarea acestor platforme va fi sancționată cu amenzi de la 10.000 la 200.000 de lei. Limitarea comisioanelor, anunțată la sfârșitul lunii ianuarie, a stârnit reacția promptă a sistemului bancar, iar lobby-ul bancherilor, ajutați și de Banca Centrală, a făcut ca guvernul să renunțe la aprobarea acestor prevederi prin ordonanță de urgență. Promovarea acestor măsuri prin proiect de lege presupune că noile reguli nu vor fi aplicate imediat după avizul guvernului, ci după ce vor fi aprobate și de Parlament cu eventuale modificări și promulgate de președinte.